Matei, care lucrează ca cercetător istoric la Institutul Elie Wiesel. O să vorbim despre o cercetare făcută de noi relativ recent în Țăndărei. Se aude? Da? Păi nu pot eu mai tare, trebuie să fie din... domnul Vali? Ăsta se poate auzi mai tare sau? Da? Eu mă aud dacă... Păi îți... Alo? Da? Bine. Ce atmosferă drăguță, vezi? Nici nu-i vezi pe mine acolo. Da? Merge? Uge! Soare! Ia, și luminile de unde se aprind, întreabă domnul. Vor lumini pe cine? Nu pe mine. Pe cine? Nu, lumini pe cine? Pe noi, pe noi. Pe voi? Așa, mulțumim. Dacă pun mai multă lumină pe voi, nu se vede bine. Așa, o să încep așa. Ok. O să încep cu o poveste, adică să vă povestesc cum am ajuns eu la Țăndărei în 2013. Nu știu dacă ați văzut în ultimul timp, sunt destul de multe știri legate de acest caz de, care a fost în 2010 numit cel mai mare cerc de trafic de copii din Europa, originar cercul acesta din Țăndărei. Deci în Țăndăreiul se află undeva între București și Constanța, cam la 100 de kilometri de București, pe vechiul drum care mergea la Constanța înainte să fie construită autostrada. Nu cred că fac bine ce fac. Și deci are un procent foarte mare de romi. La recensămintele din 2011 s-au declarat 10% din populația orașului rom, în condițiile în care procentul pe întreaga țară de rom declarați a fost 3%. Țăndăreiul, adică dacă mergeți acolo, o să vi se pară cumva un sat, dar a fost declarat oraș în 68, când se făceau planurile astea de dezvoltare agroindustrială. Și eu am ajuns în Țăndărei în 2013, deci cumva la 3 ani după ce Țăndăreiul devenise celebru pentru traficul de copii, atât în presa națională cât și în cea internațională. Petre, o să te rog, dă tu, ca să punem un filmuleț. Adică nu știu dacă sunteți la curent cu ce s-a întâmplat în 2010 la Țăndărei. O să vă arătăm un minut și ceva dintr-o filmare a Al Jazeera acolo. Dar durează puțin. Ideea e că poliția, London Metropolitan Police, a început această acțiune Golf numită și au venit cu elicopterele în Țăndărei ca să facă percheziții împreună cu DIICOT-ul. Deci asta se întâmpla în 2010. Nu se aude de la... Nu se vede, Petre, stați puțin, stați, nu se vede. Scuze. Scuze. Deci acum se vede, da? Ne cerem scuze. Păi coborâți cartonul și probabil trebuie să intrați pe YouTube. Adică alte imagine. Coboară con... Escape. 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 Bine, bine, faceți așa. Se vede pe asta. Dacă asta mai la stânga așa un pic. Aha. E albastru curat. Wow. Noi ne vedem aiurea în camera dumneavoastră. Da, nu știu. V-ați conectat la videoproiector cu ecranul 2, dar nu-i nimic. Dați așa, dați-i play și după aia. Păi, eu aș da play, dar nu știu cum să fac să mai... Mă rog, ideea era cu acest filmuleț să vă creați o idee despre cum arată Țăndăreiul și despre felul în care s-a vorbit în 2010 despre Țăndărei. Acum... deci de la au trecut 9 ani de când de când au început cercetările penale și de curând
Cei 25 de acuzați în dosarul de trafic de copii au fost achitați. As well as detailed logs of children they'd allegedly trained. Police estimate that children, some as young as 7, could be earning up to $15,000 a month through a combination of begging, stealing, or ATM and benefit fraud. And that in a country where a doctor or a policeman is lucky to be earning $400 a month. So much money was being sent back to Tangeray that luxury cars soon began to appear on the streets, replacing horses and carts. Many cars carry foreign license plates. There's a housing boom too. New houses are being built, and the demand for bigger and ever more ostentatious homes is outstripping supply. What do you say to people who accuse this town of being built by criminals because of the number of Range Rovers, British cars, new houses, sudden new wealth? I would tell them that they're wrong. We don't have any information about any criminal activity. Detectives have so far identified 168 children who'd been trafficked. Some have been trained specifically in burglary and pickpocketing. Despite these prosecutions, police fear the next generation of child crooks may already have started their education at a new academy of crime. Stephen Cole, Al Jazeera, Tangeray, in eastern Romania. Ok, cam asta a fost partea senzațională a cercetării noastre, a prezentării noastre, de acum încolo va fi puțin mai boring așa. Ideea e că în 2013, deci la 3 ani după tot scandalul ăsta din mediatic și polițienesc din Țăndărei, eu am mers să fac cercetarea acolo, lucrând într-un proiect internațional de cercetare a migrației romilor din România spre Europa de Vest. Și pentru că cumva cine m-a angajat în proiect credea că sunt calificată pentru această cercetare, vorbesc romanii, am făcut cercetări înainte pentru, mă rog, teza mea de doctorat, am stat într-o comunitate de romi, am fost integrată. Ideea e că când am ajuns la Țăndărei și oamenii au văzut că vorbesc romanii, au crezut că sunt de la DIICOT. Și, adică nu am avut nici cum acces la teren. Primarul era în 2014, primarul de atunci era anchetat pentru corupție și de altfel a fost și arestat și mi-a spus în repetate rânduri să plec din oraș, că nu o să vorbească nimeni cu mine. Romii, elitele rome din Slobozia, care este capitala județului Ialomița, unde e localizat Țăndăreiul, mi-au zis că e foarte periculos să mă duc la Țăndărei și că ce se întâmplă acum legat de migrația internațională și de traficul de copii nu e neapărat o chestiune nouă și că romii din Țăndărei întotdeauna au fost periculoși, că întotdeauna au avut arme artizanale. Și cumva când am ajuns în oraș și am început să vorbesc cu românii, am auzit aceleași povești, cum că întotdeauna romii de acolo au fost periculoși. Și românii au desemnat, au zis, ăștia sunt ursari, știi, de mult au umblat cu ursul, au fost nomazi. M-am intimidat pentru că a venit Vasile Ionescu și mă simt acum, mă simt... Așa, deci ideea e că românii i-au identificat pe romii care făceau obiectul scandalurilor din Țăndărei ca fiind ursari. Populația de romi a Țăndăreiului este eterogenă, pe lângă acești romi, așa zis, ursari, care sunt romi tradiționali, care se îmbracă în haine colorate și vorbesc limba romanii. Deci pe lângă ei există o populație de țigani vătrași, cum li se spune la nivel local, despre care românii mi-au zis... cu țiganii ăștia vătrași de casă ne înțelegem foarte bine, ne mândrim cu ei pentru că dintre ei au ajuns lăutari celebri și țiganii vătrași sunt oarecum asimilați populației majoritare, adică nu mai vorbesc limba romanii și fac
cumva se disting prin nivelul lor de educație și întotdeauna au stat cumva în partea de est a orașului, iar romii ăștia periculoși, ursarii, ar fi venit mult mai târziu, au fost așadar nomazi și s-au așezat mai târziu în oraș și toată lumea spunea că au fost întotdeauna periculoși. Neavând acces la o cercetare antropologică, adică mi s-a părut foarte interesantă chestia asta cu romii, țiganii, cum li se spunea, ursari care au fost periculoși și m-am gândit că ar fi foarte interesant de făcut o cercetare istorică, asta și pentru că pur și simplu nu aveam acces la cercetarea antropologică, drept pentru care l-am invitat pe Petre și am început împreună o cercetare de arhivă în arhivele locale și naționale, dar ce a fost interesant în cercetarea noastră e că am ajuns la arhivă pornind de la interviuri pe care le-am avut cu supraviețuitori deportărilor din Transnistria, care, deși românii îi identificau ca fiind ursari, nouă ne-au spus fie că sunt ursari, fie că sunt pieptănari, ceea ce mie mi s-a părut foarte interesant pentru felul în care o profesie din trecut poate să influențeze denumirea unui grup de romi, că ne închipuim că, nu știu, căldărarii s-au ocupat întotdeauna cu căldărăritul. Deci una din întrebările pe care le-am ridicat și la care cercetarea noastră încearcă să răspundă este care este legătura dintre profesiile practicate în trecut și denumirea grupului. Adică era foarte interesant că oamenii ziceau că sunt fie pieptănari, fie ursari. A doua chestie la care ne uităm în prezentarea noastră este legătura dintre activitățile economice și formele de mobilitate practicate de-a lungul timpului de acești romi. Adică cumva exista părerea că romii care sunt implicați acum în mobilitatea asta transnațională fac asta datorită unor trăsături culturale date. Da? Ei sunt ursari nomazi, întotdeauna au călătorit și asta e forma pe care mobilitatea o ia la ei în zilele noastre. Deci asta a fost o altă chestiune la care ne uităm. Și ultima chestie pe care încercăm să o dezlușim este legată de reprezentarea formelor de mobilitate și a activităților economice pe care romii care locuiesc astăzi în Țăndărei, dar de fapt și generațiile anterioare le-au avut, adică cum și-au reprezentat ei activitățile astea economice, cum și le-au reprezentat țăranii și cum au reprezentat organele de ordine, activitățile economice și mobilitate. Mă rog, astea sunt niște fotografii făcute de noi la Țăndărei. Și vă ziceam că am ajuns la arhive, adică am mers cumva pe arhive ale persoanelor pe care le-am intervievat, adică am căutat în arhive documente despre familiile celor cu care am reușit noi să vorbim și unul dintre interlocutorii noștri, care este un povestitor minunat, adică care cred că și pentru mine și pentru Petre reprezintă așa modelul de interlocutor, care nu doar are o memorie care în cazul lui Neapuiu ține din perioada interbelică până, mă rog, în zilele noastre, dar și povestește așa cu patos și cu foarte multă acuratețe.
și, mă rog, sunt fotografii cu oameni cu care am făcut noi interviuri, Petre a și filmat, ai adus filmări? Am adus filmări, sunt și ele pe aici, eventual la final putem arăta anumite fragmente, dacă mai este timp, dacă mai aveți chef de noi, etc. No? Sau dacă nu veți fi obosit suficient între timp. Bun, trebuie să zic și eu ceva, da? Bun, acum vă zic și eu partea mea de poveste. Prin 2013 am aplicat pentru un proiect sau? Cu un proiect în speranța că primim finanțare de la FDSC. Era vorba de un proiect mic, undeva la vreo 30.000 de euro și ideea era să facem trei lucruri. Și anume interviu de istorie orală cu supraviețuitorii Romei deportărilor în Transnistria, să-i ajutăm cu aplicațiile pentru legea 189, e vorba de o pensie care în perioada respectivă era de 200 de lei pentru cei 2 ani de deportare. Și supraviețuitorii Romei aveau dreptul la această pensie și trebuie să-i ajutăm cu așa zisă pensie de ghetto. Noi ne-am propus atunci să ajungem la vreo 100 de supraviețuitori. După ani și ani am descoperit că am depășit cu mult acest target, dar frustrarea noastră a fost că ne-a fost mai ușor să-i ajutăm cu pensiile germane decât cu pensiile române. Dar asta este altceva. Ce vreau să zic este că în 2014 eram disperat să găsim cât mai mulți supraviețuitori. Proiectul a fost și prost întocmit, în sensul că noi am zis că în 9 luni ajungem, facem tot ce ne-am propus și așa mai departe. Da, am ajuns în 9 luni, dar, repet, eram într-o perioadă în care trebuia să ajungem la supraviețuitor. Ce înseamnă să ajungem la supraviețuitor? Nu există o organizație romă a supraviețuitorilor, cum se întâmplă în cazul evreilor, care să aibă o bază de date și așa mai departe. Așa că soluția a fost să apelăm la antropologi, la colegii de peste, de lângă noi, la Cătălina, de pildă, la Mădălina Muscă, pentru romii căldărari din zona Galațului și nu numai. Adică aveam deja experiență cu alți supraviețuitori romi. În primul rând, pentru că nu prea aveam timp, ne gândeam să mergem la romii foși nomazi, adică prin anii 50, 60, 70 s-au sedentarizat, dar de ce romii nomazi? Pentru că ordinul dat de Antonescu în 1942 era ca toți romii identificați ca nomazi să fie deportați în Transnistria. În cazul romilor sedentari au mai fost excepții. Da? Ideea noastră era că dacă ajungem în comunitățile fost nomade, avem foarte mari șanse ca toți cei care aveau peste 70-80 de ani să fi fost deportați în Transnistria. Ei bine, asta a fost raționamentul și în momentul în care Cătălina mi-a zis că când vine o problemă, sincer să fiu, m-am bucurat. Da? Pentru că era o posibilitate de a intra în comunitate și pentru noi. Da? Adică făceam interviuri de istorie orală cu acești oameni în vârstă, îi și ajutam cu aplicațiile pentru drepturile legale și evident în momentul în care unii dintre ei și-au primit aceste pensii germane, ușile s-au deschis larg. Da? Nea Puiu este un povestitor minunat, adică interviul cu el s-a desfășurat, cred că de-a lungul întregii zile, de la prânz, la umbra celor copaci, cafeluță, până seara târziu și a continuat și în alte zile și periodic discuții telefonice și așa mai departe. Bun. Eu sincer aveam anumite nelămurie, da? Deci auzeam de pieptănare. Știam ceva de pieptănari din documentele de arhivă referitoare la Transnistria. Când Cătălina spunea că sunt baursar, ba pieptănar, lucrul ăsta m-a nedumerit. Și da, pornind de la aceste interviuri de istorie orală, am simțit nevoia de a le completa cu multe alte surse. Adică, sursele preferate erau documentele de arhivă, da? Pentru că oamenii aceștia au fost deportați din Țăndărei sau din zona Țăndărei. Ori astfel de acțiuni, evident, lasă urmă. Problema este că, fiind până prin, la sfârșitul anului 30, începând anul 40, nomazi sau semi-nomazi, de fapt, mai degrabă semi-nomazi, acești oameni nu au lăsat urmă. Sau chiar și acum mulți dintre ei, cei de vârsta deportaților, sunt analfabeți. Așa că șansele de a-i găsi bine documentați în arhive au fost destul de puțini. Dar ne-am dorit să vedem, să ne scufundăm cât se poate în trecut pentru a vedea ce-i cu acești oameni, ce-i cu ursăritul, ce este cu pieptănăritul, cum de, în anumite contexte, și cursari,
în alte pieptenari sau cum de sunt identificați ca, ca atare. Da? Și, practic, ce mi se pare mie foarte interesant în toată această cercetare a fost că ne-am dat seama că există riscul acesta al esențializării. Da? Deci vorbim de căldărari și, cum bine spunea Cătălina, ne imaginăm că în excelență au fost doar căldărari întotdeauna. Ursar la fel, argintar la fel și așa mai departe. Ori, în realitate, acești oameni au umplut sau au deservit populația rurală românească sau din, au fost foarte util pentru economia rurală a vremii, da? Anii 30-40 și iar, cum bine observa Cătălina, sau dacă nu aici, în altă împrejurare, au continuat să practice acest meșteșug sau meșteșugurile lor tradiționale în completarea muncii pe care o făceau inițial pentru boieri, da? Și ulterior pentru ceapeul sau în anii 60-70 când țăndăreiul se industrializează în fabrici. Dar revenind, da? Ursar, da? Ne imaginăm, mai mult sau mai puțin romantic, oamenii ăștia mergeau cu ursul. Da? Dar, cândva, oamenii ăștia mergeau cu ursul. Sau mai bine, mergeau și cu ursul. Și mergeau și cu ursul până și părinții, bunicii lui Neapuiu. Da? Dar, de fapt, vorbim cam de toți acești oameni. În spate lui Neapuiu sunt mulți alți. Deci există riscul esențializării de a reduce acești oameni doar la cea mai exotică și mai vizibilă activitate. De fapt, mai exotică, ursăritul. Deci, odată ursari, mereu ursari? Nu. De fapt, pe lângă ursărit, da? Mers cu ursul. Practic asta înseamnă. Dar nu doar că juca ursul. Erau multe alte activități. Erau, de pildă, te călca ursul. Asta însemna că ai scăpat. Sau erau chestii care țineau de noroc. Da? Noroc sau a arunca moartea în țigan. Sau erau diferite incantații sau de ochi. Da? Când se speria copilul, smulgeai tu ca mamă iubitoare câteva fire din, sau cereai de directul salului din blana ursului și te duceai, făceai de ochi, făceai de ochi de frică. Da? Multe alte. Pe lângă aceste activități care țin strict de ursărit, țin de entertainment la oameni, de circ. Da? Oamenii au nevoie de circ, aveau nevoie de circ, aveau și acum au, dar să zicem că le exprimăm în alt fel aceste nevoi. Deci, ursar fierar, da? O altă activitate a ursarilor era fierăritul. Da? Nu doar atelierul de fierar imobil sau în satul cutare, ci făceau lucrul acesta ca nomas sau seminomas. Cărămidar, da? Pieptănari, agricultură. Adică ceea ce zicem aici despre Neapuiu și ursarii lui, printre altele pieptănăritul, am observat-o că au făcut-o și alți călderari, să spunem, din zona Doljului, da? În perioada ursară, scuze. Poate mergeau cu ursul, poate că nici nu mai aduceau aminte pentru anii 30 să fi mers ei sau părinții lor cu ursul. În cazul Neapuiu avem deja noroc că el își aduce aminte de urs. Dar făceau cărămizi. Sau, am vorbit acum vreo 2-3 ani cu alți supraviețitori, de data asta rudari. Ce știm noi de rudari? Că se ocupă de lemn. Făceau linguri, făceau copâi, făceau diverse, da? Poftim? Fusă. Exact. Ori, în realitate, nici meseria asta nu mai mergea, nici ursăritul nu mai mergea în perioada respectivă, când și când. Deveneau deja mai profitabile alte activități economice. În cazul acestor rudari din apropierea Bucureștiului, cărămizile, pe timpul verii, și deși erau sedentari, deși tatele erau pe front și așa mai departe, pentru că au fost găsiți pe timpul verii la 50-60 de km de localitatea de domiciliu, undeva la Dunații Copăceni, jandarmii respectivi i-au considerat nomad și au deportat în tranziție. De ce zic lucrurile acestea? Pentru că nomad, seminomad, sedentari, bine, toate acestea sunt niște categorii destul de greu de definit și în perioada războiului lucrurile acestea au făcut cumva sau date fiind interpretările sau date fiind criteriile foarte vagi care au venit de la autoritățile de sus în a identifica, pe așa zis, și țigan problemă, au ajuns să fie deportați tot felul de oameni, inclusiv sedentari sau inclusiv români sau turci, ca rom. Bun. Dar dincolo de aceste meserii, hai să le spunem, deci ursărit, din esență. Doi, fierar, cărămidar, pieptănar, agricultură. E vorba și de agricultură, adică în epocă, s-au adaptat și au jucat un rol important pentru economia rurală, pentru populația rurală țărănească a venit. Oameni care nu prea aveau acces la produse de fabrică, oameni care pentru poate o seceră sau altceva preferau să adreseze sau pentru o căldare
nomazilor sau seminomazilor care treceau și așa mai departe, sau oameni care preferau să facă încă, cum se cheamă, trocul, da? Deci vorbim de o lume rurală unde romii, meserile lor erau încă utile, da? Lucrul acesta a fost valabil înaintea Primului Război Mondial și pentru romii până atunci, sau chiar și în perioada interbelică, încă nomazi sau seminomazi, care nu erau, deci, n-au fost împroprietăriți, da? La reforma agrară de după Primul Război Mondial, practic, ei au continuat să constituie o forță de muncă apreciată de încă mari proprietari rurali. De-aș zice și moșeri sau, cum unii dintre supraviețuitori zic, de boieri. Da? Deci aici aș vrea doar să punctez, pentru că Petre se duce așa în foarte multe direcții și ne dă foarte multe detalii și pierdem din vedere chestiile esențiale. Deci ce mi se pare foarte interesant e că, așa cum zice Petre, în urma reformelor agrare de la 1920, când au fost împroprietăriți țăranii, da, sedentari, acești romi care practicau un soi de mobilitate pe care mă feresc să o numesc nomadism, pentru că, în primul rând, a fost întotdeauna circumscrisă unei arii geografice, a fost întotdeauna sezonieră, adică nu, oamenii ăștia nu umblau în continuu cu cortul în spate. Deci, în urma reformelor agrare de la 1900, de după Primul Război Mondial, când a fost împroprietărită, mă rog, o parte din țărănime, marile domenii agricole și-au pierdut mâna de lucru și atunci principala forță de lucru pe domeniile agricole au devenit acești romi nomazi, care au continuat cumva să aibă un soi, să ducă un soi de mobilitate sezonieră. Adică în timpul verii lucrau la boieri cu contracte de muncă și Napuiu își amintește cum aveau un reprezentant romii, Vătaf, cred că îi zicea, care încheia contractul pentru anul viitor cu boierul, de cele mai multe ori primind o sumă în avans, iar Vătaful se angaja cumva să aducă pe moșia boierului în jur de 50-60 de familii de romi, care lucrau, zice Neapuiu, de primăvara până îngheța pământul. Și care în perioada iernii, după ce îngheța pământul și se terminau muncile agricole, practicau, își puneau, fie stăteau în bordee la marginile la marginea satului, fie în căruțe cu covilitiri și practicau un soi de mobilitate pentru a vinde produsele astea pe care le putem include în categoria pieptenilor, făcute din corn de animale. Deci mergeau în sate și vindeau asta, în timp ce vara lucrau în agricultură. Și contractele pe care le încheiau vătafii cu moșierii, cu boierii, constau în stabilirea unui salariu pe Neapuiu și amintea că era un salariu pe care îl primeau lunar și mâncare primeau de la boier pe toată perioada muncilor agricole. Și e foarte interesant că când încep deportările romilor, da, o să-l las pe Petre să vorbească mai pe larg despre asta, boierii sunt cei care se opun deportării romilor. Adică dacă romii au fost deportați sub pretextul că parazitau, că nu aveau de lucru, că erau, mă rog, diferiți, ca să zic așa, de populația de țărani agricoli, se pare că, adică, aceasta a fost o reprezentare greșită a
a organelor de ordine care au pus în practică deportările, pentru că de fapt romii au constituit o forță de muncă foarte importantă în agricultură în perioada interbelică. Romii de care vorbim noi. Vrei să... Ok, mulțumesc. Eu tot ca istoric o să revin încă o dată în trecut și apoi o să ne apropiem. Iar vreau să vă arăt niște poze de la început de secol 19 cu ursalii așa cum erau reprezentați pe pereții unor biserici din Oltenia, chiar în calitate de ctitori, da? La fel, în cărți poștale, sigur, se păstrează această, care sunt înscenate în bună măsură, aspecte, să spunem, caracteristice sau esențializate ale lor. Deci, da, în mod rațional și văd că am vorbit deja, aici sunt câteva exemple, dacă putem sau nu crea un fel sau o perspectivă cronologică, îi găsim pe ursari deja la 1730, spui de secolul 18, început de secolul 19, bisericii din Oltenia, călători străini, de pildă era un general austriac, unde spune că a văzut aici în Oltenia, ocupat în perioada respectivă de către austrieci, câțiva țigani care reușeau să facă 12 ori să danseze când întâmplă din Florești Țambar, da? L-ai pe Pușkin, ai tot soiul, Cobelicianu și așa mai departe. L-ai și pe Zane, da? Colecția lui de paleologie, definiția ursar, ființă omenească, murdară, în fapte, vorbe și straie. Dar, la început de secolul XIX, se observă, sau unii încep să observe declinul acestui ursărit. Da? Autoritățile devin tot mai dure față de ursari. Oamenii încep, sau societatea, sau vârfurile, elitele, să dezvolte anumite atitudine, și anume a te adresa animalele. Acum știm că unii nu vor să meargă la grădina zoologică sau nu vor să meargă la circ. Da? E bine, în epocă încep să se schițeze sau să fie preluate niște chestii de legislație pentru protecția animalelor. Apare societatea pentru protecția animalelor. Și încep oamenii să zic că este o barbarie, este o chestie de un primitivism, condamnabil, nu vrem să fim caracterizați în așa ceva. Și mai ales dacă este vorba de niște țigani care practică chestia asta, cu atât mai mult, da? Deci, ursarii încep să fie asociați cu brutalitatea contra animalelor și cu primitivismul. Deci, Liga Națiunilor este un exemplu. Sau, deja sunt introduși în codul penal, de prin deja 36-37, aceste pedepse, da? Deci să se ia măsuri ca ursarii să nu mai poată intra în orașe. Și cam asta este, de fapt, ordinea, da? Deci, legea este aplicată mai strict în oraș, apoi ne spunea Neapuiu că ultimul de la el de familie care a trebuit să renunțe la urs, cred că a făcut-o prin 50 și ceva, da? Dispar ursarii? Întrebare, nu, pentru că ursarii sunt mai mult decât simpla meserie de a plimba, de a duce, de a educa ursul în diferite comuni, da? Și acum cu pieptenălitul, da? Este o chestie foarte recentă? Nu. Nevoie de piepteni a existat din totdeauna. Este ce să ne uităm, cred că de prin preistorie încoace, da? Și observăm deja la Cugălinceanu 1891, care vorbește despre ursari care facă că meseria de a domestica animal, dar atunci se dau lucrurile pământului, da? La 1880, la Barbu Constantinescu, iar vedem o poezie, el deja publicând sau strângând, de fapt, colecții sau poezii sau probe de literatură, să spunem, țigănească, în diferite dialecte și, în cazul acesta, în dialectul sărești și cu traducerea, eu vă dau aici doar traducerea, și subliniez, pleacă al tău bărbat cu piept. Da? Suntem prin anii 1880, Șerboianu, care are o carte la 1930, la fel observă. Deci se observă deja pieptenăritul, deja, deci, în secolul 18. Cu referitor la muncă, da? Oamenii aceștia, repet, și ce a spus Cătina, și am apucat, să zic puțin mai devreme, erau foarte utili în economia vremii, da? Și deserveau un fel și erau foarte flexibili, erau pragmatici, da? Și umpleau anumite nișe, da? De semi-nomazi din țăndări. Asta am zis-o deja cu reforma agrară. Au fost și alți ursari, de pildă din zona Toflea, dacă vă sunt cunoscuți cei de acolo. Din interviurile cu supraviețuitori de acolo am descoperit că ei au fost proprietăriți după primul război mondial, pentru că ei erau deja sedentari în zona respectivă. Nu au primit pământ acolo, au primit peste un deal, dar și ei continuau. Nu mai contează asta. Bine, nu mai contează asta, vă zic în particular data viitoare, da? Deci, agricultura s-a mecanizat, era nevoie de forță de muncă. Iar, mi-e teamă că, de fapt, Cătălina deja a zis lucrurile acestea, nu știu dacă să le mai zic și eu, primăvara, toamna,
Mapuiu a putut să spună mai multe moșii unde ei au lucrat, o să avem și o hartă. Și Iarna Munceauca Fierar și Pietenar, și anume, practic avem o hartă a României cu două cercuri, mai nu le zice chiar cercuri, dar să spunem niște zone care se suprapun. Da? Deci, o chestie de mobilitate privind munca pe timpul verii la diferite moșii, da? Veri, primăvară, toamnă, și de când îngheța pământul până la primăvară, erau mult mai mobili, da? Mergând, de fapt, în bună măsură, după poale, da? Materia primă din care făceau piete, și asta însemna că se duceau mai ales la abatoare. Da? Și o să vedem harta respectivă. Și doar ca observație, foarte interesant că spunea Petre la început, lipsa documentelor din această perioadă, pentru că vorbim despre niște oameni mobili, așa zis, nomazi, care sunt foarte greu de prinși în documente. Adică de-abia înaintea deportărilor, când au nevoie să îi identifice și să îi localizeze pentru deportări, de-abia atunci apar, am găsit primul document la de la 1937, un document emis de Primăria Țăndăreiului, mă rog, un tabel cu cei care aveau proprietate în Țăndărei, și aș vrea puțin, Petre, să discutăm problema asta a sedentarizării, că pe mine asta mă interesa. Când au ajuns ei, de fapt, să locuiască, să-și cumpere case în Țăndărei? Dacă, deci, perioada asta interbelică despre care vorbim, ei lucrează pe moșii agricole, avem harta cumva, da. Care este... sunt cumva între... Bun, sunt pe o... Trebuie să mă ridic sau... Da. Asta este bună, asta. E bine că am microfonul, suficient de mobil. Țăndăriile este aici, da? Neapoi, toți ceilalți pietenari, orsatul cu care am vorbit, se află în Țăndărei și în zona Fetești. Dar, de fapt... Se află azi acolo. În prezent, da? Casele, avându-le acolo. Dar, de fapt, ei practic toți au spus că mergeau pe timpul verii, da? În sezonul cald, la aceste moșii. Deci, practic, avem aici un fel de triunghi, da? Și aici sunt două moșii. Aici este Rasova, de unde au și fost deportați, duși la Țăndărești și deportați în septembrie 42. Aici este Munchea Brăilei, unde Neapuiu și ceilalți pieptenari spuneau că au stat mai mult, dar în urma unor conflicte grupurile s-au fragmentat iar și ei au venit cumva, deci pe undeva în a doua jumătate a anilor 30, deci 36-37, au început să stea mai mult aici. Ce înseamnă să stea mai mult aici? Au început să-și cumpere pământ. Da? Iar în 1942, deja descoperim, în septembrie, când oamenii aceștia sunt deportați, ei sunt considerați de către autorități ca fiind sedentari. Deși, dintr-o altă perspectivă, da, ținând cont de felul acesta economic, da, de a munci vară, erau mobili, iarnă, iar mobili, vânzându-și lucrurile acestea. Adică a avea o casă nu prea făcea sens pentru tipul acesta de agregare a lor. Da? Și totuși, în 1937, potrivit acelui tabel din 1942, când autoritățile identifică și vor să afle ce proprietăți au și sunt românizate, preluate de centru, adică confiscate de stat și deportați în Transnistria, descoperim un lucru interesant. Și asta ne oferă accesul la a vedea cum se produce sedentarizarea lor. Și anume vedem că în 1937, unul dintre ei, un anume Mazărache, care este liderul recunoscut de mai toți pieptănari și în Transnistria, are deja o casă. Este deja proprietar de casă, de loc de pământ și așa mai departe. Ori, în 1945, mai târziu, vedeam că unii au case și putem vedea ce fel de case au. Cu ușă, cu fereastră. Alții au casă, dar n-au fereastră, n-au ușă. Lucruri de genul acesta. Alții au bordei sau alții nu au nici casă, nici bordei, dar au locul de casă. Da? Deci, practic, observăm că unii începuseră sau poate își permiteau să aibă acea casă, poate își permiteau să stea deja acolo. Da? Alții
Poate că au simțit, au recurs la un subterfugiu birocratic, să aibă loc de casă pentru a ține de o de unitate administrativă pentru a nu suporta rigorile legii. Și ce înseamnă rigorile legii? Nu înseamnă o pedeapsă, nu. Numai că deja în 1934, autoritățile, Inspectoratul General al Jandarmeriei, cel care peste ani îi va și deporta sau va organiza deportarea lor, începe să fie tot mai strict, da? Cu nomazi, da? Deci încep să fie emise documente de identitate, inclusiv pentru aceștia. Deci statul devine tot mai eficient din punctul acesta de vedere al supravegherii. Și da, în interval de câțiva ani, oamenii aceștia încearcă să se acopere din punct de vedere administrativ și cumpără proprietăți. S-ar putea să fie doar lucrul acesta, dar nu cred, pentru că unii deja aveau case și se sedentarizau. Iar faptul că ei, din punct de vedere birocratic, aveau case, aveau proprietăți, chiar dacă au fost identificați ca nomazi sau seminomazi de către alte autorități, da, din județul Constanța, faptul că ei aveau acele proprietăți nu le-a permis autorităților să-i deporteze ca nomazi. Da? Deci este un lucru cumva apar pe cazurile lor. Deci asta este treaba cu moșiile unde lucrau, da? Și asta este vorba, deci este un cerc care îl circunscrie, un cerc, o zonă care îl circunscrie pe cealaltă, mult mai largă și practic aici vorbim de mobilitate multă extinsă pe timpul ierii. Trebuiau să fie mobili pentru a găsi coarne și coarne găseau în două feluri. La cantitate mare de la abatoare sau într-o cantitate mică de la țărani care, nu știu, le muriseră vaca în vădătură sau sacrificaseră și dădeau corn, da? Deci este într-o lume unde nimic nu se pierde, inclusiv cornul de vacă se transformă în pietre. Care pietre sunt foarte utile în condițiile precare ale igienei epoci. Români, rom și așa mai departe. Și toți o zic, și de fapt Nea Puiu vorbește despre business-ul, pe care l-avea chiar mult în perioada comunistă, când se ducea și la orfelinate și vindea tot felul de pietre. De ce? Mai ales în zone cu o igienă precară. Bun. Cred că asta am avut de zis, răspunzând provocării Cătălinei. Și da, pe timpul verii, pentru că boierul avea mult pământ, boierul, generic zis. Deci avea nevoie de foarte mulți oameni, era vital pentru proprietar să aibă o interfață și aceștia puteau fi vătați sau mazarate de care vorbeam sau porumbiți sau natale și așa mai departe. Care erau responsabili, erau cu intermedierea acestei relații boieri-oameni. Da? Deci cei ca lideri, recunoscuți de comunitate, angajau 60-70 de oameni, iar în timpul iernii, când nu mai era nevoie de ei, da? Evident, oamenii aceștia își continuau meseria, recurgând la meșteșugul, să spunem, tradițional, recurgând deci la celălalt tip de mobilitate. Da? Și dacă Cătălina a zis deja acest lucru, erau util economic, lucru recunoscut chiar prin faptul că marii proprietari în 42 și chiar mai târziu în 43 au cerut sistarea deportărilor sau chiar în cazul în care acești oameni și inclusiv familia lui Nea Puiu este amintită în documente, în cazul în care acești oameni erau deja deportați în Transnistria, ei bine, ei să fie readuși în țară, și anume pe moșia respectivului boier, pentru a munci, deci pentru a fi pe mai departe util economic. Da? Asta am zis-o cu pătuchii. Cum își procurau materia prima? Am zis-o și pe asta. De la abatoare cantități mari, 20-25 kg de coane, în schimbul muncii, că și munceau câteva zile pentru asta, și a plății. Și aici, cum spunea Nea Puiu, dintr-un kilogram de coarne, circa 10 pieptene. Da? Cam 10 pieptene erau făcuți pe zi. Un piepten 10 lei, asta însemna 100 de lei, în condițiile în care kilogramul de carne ar fi fost 4 lei. Da? Asta este harta cu perioada, să spunem, anterioară deportării, cea din zona Dunării și după război, și cred că va vorbi Cătălina mai pendelete, vor pleca în zona Ardealului și asta pentru că la Dunăre deja erau mari probleme din cauza foametei. Da? Asta e cu sedentarizarea, se stabiliseră, doar o parte aveau casă sau vădă pe teren. Cei mai mulți aveau doar lucruri de casă. Da? Și acesta este tabelul din 1942 și avem toate numele cu celor, deci
tablou recapitulativ de inventariere a averei imobile și mobile ale țiganilor evacuați în Transnistria. Suntem la mijlocul septembrie 1942 și aici vedem, uitați, nu știu, sincer, nu știu, proprietatea, el avea deja două locuri, 750 de metri, 1500 de metri, după aia, casă, pentru teren posedă și așa mai departe. E bine, acest tabel are foarte multe pagini, sunt câteva sute de, sau câteva zeci de, 67 de nume, deci sunt capii de familie, asta înseamnă câteva sute de, de persoane. Și aici suntem la Țăndărei, de fapt este aceeași gară de unde oamenii au și fost deportați în septembrie 1942. Din Constanța, de fapt în septembrie 42, 12-20, 13.000, mai mult de 13.000 de romi sedentari sunt deportați cu ajutorul la 10, a 9 trenuri speciale, iar din, prin Țăndărei a trecut unul dintre aceste trenuri, fiind mai mult de 1.000 de persoane din zona, zona Constanța, Ialomița, deportați, da? Și practic, aceasta este în mare ruta, da? Deci Constanța, Țăndărei, după aia merge spre Tighina și locul de debarcare este, în cazul sedentarilor, județul Ociacov, Vigolește Ociacov, da? Aici este un dosar cu cei care au mai apucat să revină din Transnistria și poate că ar trebui să vorbim puțin despre această diferență între realitatea social-economică și acești oameni încă erau utili cu meșteșugurile lor sau chiar ca muncitori necalificați pe timpul verii, dar aveau meșteșuguri, da? Pe de o parte, deci utilitatea economică ca fapt concret real și criminalizarea efectuată de către autoritățile polițienești care aveau această frustrare că nu pot exercita controlul în absența, știu și eu, fixării acestor oameni. Da? Și aici este un lucru destul de interesant, pentru că, pe de o parte, vedem că acești oameni deja se sedentarizau. Doar că, dincolo de sedentarizarea care a început să se realizeze, intervin alte interese la nivel local, și anume teama unor autorități locale, nu de țiganul care vine și care pleacă, ci de țiganul sau de țiganii care vin și nu mai pleacă. Da? Pentru că în epocă, în Țăndărei, încep să se desedentarizeze și acești oameni, dincolo de cei, de cei vătrași. Și se produce un fel de combinație explozivă, da? Care va radicaliza autoritățile locale. De ce zic asta? Pentru că Ion Antonescu, în 1942, încă din primăvară, când ordonă recenzarea de către poliția, așa zisilor țigani, problemă, zice, toți nomazii, și acei țigani sedentari, problemă, care au cazier, sau, și pun accentul pe sau, care nu au mijloace de existență stabile care să le permită un trai cinstit. Da? Și, practic, că mulți consideră încă și acum că, domnule, au fost deportați de către Antonescu, Mâncarata, doar țiganii periculoși, mai toți că, de fapt, toți țiganii sunt periculoși, ceva de genul ăsta. În realitate, toți romanzii au fost deportați, nimeni nu a condiționat deportarea acestor oameni de vreo cazier. Da? Deci e o chestie de criminalizare, de percepere, categorizare, da? Acestor oameni și criminalizare, evident. În cazul romilor sedentari este un lucru și mai interesant, acest sau. În cazul în care vorbești de cazier, vorbești de ceva relativ obiectiv. Da? Chit că au fost deportați și oameni care furaseră poate o găină în 1903 și avem astfel de cazuri și în 1940, deci aproape 40 de ani mai târziu, deși respectivii nu mai comiseseră nimic, că erau integrați, au unele autorități, în cazul acesta au luat măsura de a deporta. Da? Deci, dincolo de criteriile venite de sus, autoritățile locale au interpretat în fel și chip, în funcție de sensibilitățile și de interesele locale, ordinele. Da? Și în anumite localități, de pildă Pitești, au fost deportați 1.000 de oameni, în alte localități nimeni, da? Dintre romi, deși, de pildă, Câmpul Lung, dau un exemplu, Pitești, Câmpul Lung, da? Localități având cam aceeași pondere a romilor în, în ansamblu populației, dar Pitești deportează 1.000 de oameni, deși la recensământ se declarase în 30-322 de persoane, deci
erau mult mai mulți decât cei care se auto-identificau la recensământ, dar câmpul lungul propune spre deportare, tot acela câmpul lungul Muscel, deci doar 60 de km de distanță, e cineva din câmpul lungul Muscel. Propune spre deportare 3 persoane și deportează o singură persoană. Da? Deci sunt foarte mari, foarte mari diferențe. Deci, criteriile erau foarte vagi, spațiul de manevră considerabil pentru autoritățile locale, adesea poliția și jandarmeria au abuzat de aceste criterii pentru a deporta pe mai mult. Și cazul concret al Ialomiței, în 25 mai 42, la Ialomița sunt considerați ca fiind sedentar problema doar 147 de persoane. Da? Doar că la sfârșitul, deci se referă strict la cei care aveau, poftim? Care aveau cazieri și, de fapt, n-au început, evident, femei și copii, ci doar la acești bărbați care aveau cazieri. Două luni mai târziu, însă, au venit cu o nouă listă, da? Alți 308 rom propus spre deportare și au trebuit să justifice cumva, numai că, vedeți, criteriile acelea foarte vagi le-au permis să ia măsuri fără a fi care au răspunde. Și anume, există indicii că trebuie să-i fur, doar indicii, da? Nu aveau nimic concret. Mai este o chestie cumva ipocrită, care nu au mijloace de existență stabile care să le permită un traicistit. Deci, niște autorități locale care nu reușiseră să dovedească pentru acești oameni infracționalitatea, pentru că probabil mijloacele stabile nu au văzut să nici înainte. Ceea ce nu îi determinase pe acești oameni să comite niște infracțiuni, adică să aibă ocazie. Ha? Deci, este un grad foarte mare de arbitrar aici, în toată povestea aceasta. Referitor la Puiu, și deja intrăm foarte mult în detalii. Vreți să intrăm în detalii sau... Mi se spune că nu mai avem timp. Mă rog, ideea e că după deportare... sau nu, hai să povestești puțin despre pieptănarii în Transnistria, că e interesant. Ok, pieptănarii în Transnistria. E un lucru interesant cu pieptănarii în Transnistria. De ce, comparativ cu alte grupuri de romi deportați în Transnistria, mortalitatea la romii pieptănari este mai redusă, da? Deci îi găsim și mai târziu, sunt niște tabele produse de autorități în 1942, în decembrie, deci la câteva luni, descoperim că muriseră doar foarte puțini dintre ei, da? Doar, nu știu, 5-10-15. Asta în condițiile în care pentru alte localități sau județe de origine, mortalitatea era mult mai mare. Și amând decât atât, revin, mulți dintre romii deportați în Transnistria au murit, pentru că au fost expuși în condiții absolut odioase. Deci, fără alimente, fără lemne de foc, fără case, unii au stat, au înghețat în aer liber. Și, în bună măsură, pentru că nu aveau nici haine, au fost deportați în timpul verii sau în timpul sau în septembrie, sau pentru că bunurile au fost confiscate, fie în țară, fie în Transnistria, erau expuși acestor intemperii la urmă, și nu numai. Dar ce vreau să zic este, ai zimit tifosul, da? Din ce cauză păduri. La fel, era o foarte mare nevoie de pieptăni, pe lângă gaz și alte substanțe, dar de pieptăni pentru a elimina păduchii și lindele și așa mai departe. Ceea ce înseamnă că a apărut acest debușeu pentru pieptănari. Și comparativ cu alte grupuri, oarecum autoritățile s-au văzut nevoite să recunoască utilitatea lor economică, și unii dintre ei dispun de o anumită mobilitate chiar și în Transnistria. Sigur, e vorba de delegați, nu mai e vorba de toți. Adică aveau un fel de bilet de ordine, erau însoțiți de escortă compusă din jandar. Unora, liderilor, li s-a permis să plece unde? La abatorul de la Odessa, ca să procure, pieteni, ca să muncească, ca să producă. Și grupul acesta e interesant pentru că are de pieptănari, are succes. În sensul că atunci când alții mărau și 43 de fii, ei și observă cu o anumită mândrie liderii aceștia, noi am reușit să ne întreținem singuri. Dar este un caz apart, da? Cei mai mulți dintre romi nu au, sau utilitatea lor economică nu a fost recunoscută ca atare. Și mai era un caz aici interesant. Uitați, este numele acest suspect, vă rugăm să binevoiți, ne-a aprobat circa 5.000 de kilograme cu arele de litri din apatologie. Li s-a aprobat această cerere. Mai este un caz interesant cu tatăl, cu unchiul lui Nea Puiu. Pentru că unchiul Nea Puiu a fost soldat în armata română, mare invalid de război,
dar chiar și familia lui a fost deportată, el împreună cu familia lui în Transnistria, și îl găsim deja în octombrie 42, deci subsemnații de la mobilizație, invalizi de război, evacuați pe familie din țara comună, Liceanu, Oceacov 3, Dube, Dumanovca și așa mai departe, bine voiți, familie noastră, în Tezenu, sunt adăpostite, octombrie 42, da? Sau sucerivă să fie încarcerită până la soluționarea etc. Întrucât din cauza timpului rece, copiii noștri vor muri de frig înainte de a sosi de la acest guvernament aprobarea din Ministerului de Interne. Nu o să se suce de rapid aprobarea, cei doi copii ai lui Păun, de Ion, invalid de război, în calitate de soldat român, au murit în Transnistria. Sigur, în documente de arhivă, vedeți aici, apar trei copii, Duțu, 7 luni, Petru, 3 ani, Ioana, 6 ani. Și mai este un lucru interesant în documentul de arhivă, este un text originar din comuna Miloșești. Dar în acel document din 42, din septembrie, cu bunurile confiscate, el figurează ca originar, deci din comuna din Țăndărei. Ceea ce înseamnă că pentru acest om e o anumită incongruitate între percepția statului, da? Deci îl atribuie statul unui loc unde respectivul are proprietate, deci o perspectivă de sus, dar pentru acest om, care probabil era în continuare seminomad, da? Conta mai mult sau simțea că este acasă, comuna Miloșești, unde acasă înseamnă poate relații mai bune cu autoritățile locale, cu oamenii, cu românii, în rândul cărora locuia, da? Și chiar familia lui Neapuiu, cei care supraviețuiesc, când revin în țară, nu se duc acasă la Țăndărei, se duc acasă la Miloșești. Acasă la Miloșești, deci e o altă percepție a privire la casă. Da? Aici este un act al lui Păun de Ioan. A, și este iar un lucru foarte interesant. Cum percep anumite autorități polițienești actele sau tabele nominale cu romii care aflați în Transnistria, invocă, domnule, am fost, nu ar fi trebuit să fie deportați, ați văzut în valiză război și așa mai departe. Unele autorități locale sunt foarte atente și verifică. Pițulescu, da, nomad, copil, a fost o greșeală. Georgescu, nu, e o putoare, nu știu ce, îl ținem acolo, da? În cazul Ialomiței, pentru toți cei mai bine de 500 de romi deportați de pe raza județului, descoperim că legiunea de jandarmi Ialomița, deci pentru absolut toți, da? Ia aceeași decizie și anume, oamenii să nu fie aleuși în țară. Da? Indiferent că oamenii aceștia nu aveau cazier, indiferent că puteau demonstra, da, de la poliția locală că nu aveau cazier, puteau documenta aceste lucruri, sau că erau invalizele război și pe retin, ar fi trebuit deportați. Care este avizul comandantului Legiunii Asfalt de Patrierii? Sute de părere ca toți să rămână pe loc, fiind cele mai rele elemente. Plecarea lor a încetat aproape complex, furtul, jafurile, subiect. Populația la mine cuvântează în luată ca scupa de ei. Acest țigan nu merită nicio favoare. Deci e o gândire, da? Gata. La... Ok. Și suntem la perioada comunistă, dacă vreți să mai ceva. Ok. Nu, nu mai vreți să zicem nimic. Dacă vreți să se puneți păi nu, avem să zicem ce s-a mai întâmplat după deportare, deci... adică se pare că numărul romilor, adică noi nu am zis deocamdată, Petre nu a menționat faptul că ursarii slash pieptănarii care au avut proprietăți în orice formă de proprietate în Țăndărei înainte de deportare, au fost comasați în aceea zonă a cartier al orașului de azi, pe vremea aia satul Strachina, care în perioada comunistă, când în Țăndărei au funcționat două CAP-uri, fabrică de ulei, fabrică de cărămidă și mă rog, toată, adică industria a fost înfloritoare, populația de rom din Strachina a crescut. Părerea mea este că, adică, sigur a existat o migrație internă, adică pentru locurile de muncă. Știm din alte cazuri similare că s-a migrat foarte mult din Moldova în sudul țării, unde s-a dezvoltat industria. Și în perioada asta, de exemplu, Neapuiu își amintește că prin anii 60 am muncit la
am muncit 5 ani la CAP, după care a lucrat la fabrica de cărămidă de barcă și în tot acest timp a continuat să practice pieptănăritul, care nu se mai, adică a devenit o activitate, adică s-a redus ca amploare activitatea, pentru că nu mai putea, fiind angajat la fabrică, cât timp a lucrat la CAP, e foarte interesant că practicau o muncă și mobilitate sezonieră similară cu cea practicată în perioada interbelică. În vara lucrau la CAP-uri și iarna mergeau cu piepten prin țară, de data asta cu trenul, că exista deja infrastructură, autobuz, vapor. Da, și amintește că la orfelinate era mare nevoie de piepteni, la frizerii, lucra pentru frizerii pe comandă. Da, ideea e că, deci în perioada comunistă, mulți dintre romii pieptănari au lucrat fie la fabrică, fie în agricultură și, repet, numărul lor a crescut foarte mult, cred, așa. Și, mă rog, ce s-a întâmplat după 89? Deci, în momentul de față, nu mai funcționează, adică, imediat după, în anii 90, când au fost desființate fermele agricole și fabricile, oamenii nu au mai avut de lucru și vorbesc și de rom și de români. Și, mă rog, a început o migrație externă în care au fost implicați nu doar romii și în momentul ăsta rata șomajului este foarte mare. Așa, asta e o chestie care mi se pare cumva foarte interesantă. În județul Ialomița, rata șomajului este 80%, ceea ce, adică dacă te gândești, nu există niciun alt județ în țară cu o rată a șomajului așa de mare și nu mai avea explicații pentru faptul că, adică din ce trăiesc oamenii ăia. Și totuși diferențele de avere sunt foarte mari, adică au apărut discrepanțe foarte mari. Și nu știu altceva ce să zic. Cam asta. Acum e greu cumva, adică dacă la nivel local s-a împământenit ideea asta că adică cumva oamenii asociază criminalitatea care este pusă pe seama romilor în ziua de azi cu un soi de viață nomad pe care au dus-o în trecut. Noi ce am vrut să demonstrăm în prezentarea noastră este că nu este vorba de un nomadism istoric care se perpetuează în prezent, ci este vorba de forme de mobilitate diferite care cumva se pliază pe activitățile economice pe care le practică într-o anumită perioadă sau alta și care activități economice sunt cumva foarte bine încorporate în economia locală. Și cam asta. Cred că am avut de spus. Și poate ce aș mai vrea eu să spun că faptul că în presă se vorbește cumva de, adică sunt mai degrabă criminalizați romii din Țăndărei, ce am văzut eu când am fost acolo e că nivelul de corupție generală este foarte mare. Adică vă spuneam că în 2014 primarul, care era reprezentant PSD, a fost arestat pentru corupție. Adică nu e o chestie care ar fi specifică romilor. Asta este părerea mea. Mă rog, nu pot să o demonstrez, dar cred că ar fi bine să ne gândim cumva că romii sunt cumva integrați foarte bine în economiile locale. Nu sunt o chestie diferită de ceea ce se întâmplă la nivel local. Mulțumim mult!
Zi, Vasil. Păi, l-a dus în sală. Vreți să opriți un pic muzica? Da. Caterina, primul rând, este fericit. Dacă mă auzi cumva. Adică, ce-mi place la tine și te urmezi de câțiva ani, este că încerci să faci un research la metodă. Antropologia românească are probleme de ei, care sunt vechi și acestea. Faptul că încerci și o versiune, să zicem așa, interdisciplinară, cum se face în alte țări, la fel, cred că e meritoriu. Poate că nu l-ai găsit cel mai bine pe Petri, pentru că el așa e mai boem, e ținea de-a noastră, să zicem. În sensul că e presus să dea multe amănunte, nu are rigoare, știe foarte multe, dar nu are rigoarea pe care o ai cu și de asta a fost cazul meu pentru mine și Cătălin, să ne uităm la voi doi cum mai aveați un pic să vă sfidiare. Dar ăsta e drumul. Adică trebuie continuat în acest stil, într-o echipă multidisciplinară, pentru că sunt lucruri pe care tu poți să le faci, alții pe care la care le acceptă. Dacă într-o bună zi se va găsi o finanțare și lucru, catagrafiile despre care Petre știe și știe și ne sunt, așa ai putea să ai un răspuns la obsesia ta de a face o genealogie, o arheologie a comunității, că așa ai învățat în cărțile bune. Asta ar fi simplu. O altă chestie de bine care n-am văzut că ați spus-o, dar am întâlnit mai târziu, este că voi vorbiți de o zonă care vreau și mai balta Brailei. Deci o zonă foarte aproape de unde era înainte frontiera cu Dobrogea. O știu că Dobrogea, până la 1878, a fost în Imperiul Otoman. O colegă a lui Petre, pe care chema Olmazul Lavinia, o colegă de la Asociația Oameniatului, era din Chiembiți. Dar, de fapt, ea era, cum se spune, țigani turcești, cum zicem noi, Corahai. Dar și atunci e foarte clar că mulți din Dobrogea, mai ales că în Dobrogea, sclavia a durat până după 1878. În țările române a fost ceva mai devreme, după 7 minute. Și atunci a existat o migrație dinspre Dobrogea spre, cum a fost cazul la Vini și a făcut Chiemiți. O altă chestie care știu argumentar, luată de scuța apropo de pieptănar, cum s-a purtat exagerat un pic pe asta, ar fi un pieptănar din București, dar este pieptănar în același motiv. Adică a fost pe vreo meserie care era oarecum rentabilă, dar mai ales era necesară. Și tot așa, aș mai avea singură chestie de spus, adică mă gândesc dacă e bine să batem moneda pe ideea că usar vine de la urs și nu cumva de la ursii, adică sunt un pic mai relaxați, pentru că primele mele amintiri din copilărie sunt cu țigăncile din Țăldărei, care veneau în zona Brancea și spuneau hai să-ți ghicesc că ai copil bolnav, care să fie o mare, am crescut, adică așa. Mersi și poate corectă. Mulțumim mult și de fapt trebuie, cred că, maxim 7 minute să plecăm din sală. Dacă mai e vreo întrebare urgentă, dacă nu, putem să le discutăm și la bere. Mulțumim mult pentru prezență. Da, mai puteți, mai aveți 7 minute, nu... 5, 4, 3, 2, mai aveți 2, câteva 1, minute, deci puteți îndrăzni tot. Gracias.